Am fost întrebată de multe ori de ce mi-am ales meseria de librar și răspunsul meu a fost mereu același. Din dragoste. Dintr-o infinită dragoste față de cărți și față de oameni. Când lucrez printre cărți, se creează o relație specială între tine ca librar și cărțile din librărie și între tine ca librar și client. Și atunci când îi poți oferi clientului tău cartea dorită și vezi clipirea de bucurie din priviri, înseamnă că tu ți-ai făcut meseria așa cum trebuie. Anul acesta, librăria Corina împlinește 30 de ani de existență. De-a lungul acestor 30 de ani, am încercat să fim un loc de refugiu și de bucurie pentru cei preocupați de lectură și am încercat să le înlesnim întâlniri cu scriitorilor preferați. Dintre scriitorii care ne-au trecut pragul cu diverse ocazii, îi amintesc aleatoriu pe Mircea Dinescu, Mircea Mihăieș, Doina Ruști, Doina Cornea, Octavian Paler, Gabriel Liceanu și Mircea Cărtărescu. Trăiesc cu speranța ca librăria să dăinuie încă pe atât și să-și poată primi cititori într-un spațiu unde cartea poate fi atinsă, răsfoită, mirosită și unde ei pot trăi o experiență pe care lumea virtuală nu le va acorda niciodată.